Atac furibund astăzi a lui Cezar Preda la adresa colegilor liberali din ACL. Mai întâi, Preda consideră că PNL Buzău este aservit PSD și controlat total de Cristi Bâgiu, chiar dacă președintele Consiliului Județean a lăsat PNL pentru PSD. Chiar dacă domnul Bâgiu s-a autoexclus din PNL ieri, neducând acolo comunicarea că rămâne alături de liberali, tot domnia sa este cel care a hotărât cine pleacă și ne rămâne în PNL. Știți? Și aia care rămân în PNL sunt tot la butoanele celor care pleacă, pentru că altfel nu se explică de ce n-am auzit, și dumneavoastră n-ați auzit, și opinia publică n-a auzit, nicio reacție la un asemenea comportament. Cezar Preda crede că și actualul președinte al PNL, George Scutaru, este controlat de Bâgiu. Nu cred în George Scutaru, care ascultă ce îi spune Bâgiu exact și spune, băi, pentru tine o să fie bine, mă lași în pace. Pentru că altfel Scutaru făcea ședință și îl dădea afară din PNL. Ce discutăm aici? Cine are sânge face ședință, spune, bă, tu mai ești PNL? Nu ești, nu vii cu noi, la revedere. În condițiile în care PNL Buzău este în genunchi, Preda crede că PNL ar trebui să trimită la Buzău un șef de la București. Nu știu cu cine o să colaborez la Buzău, sper să vină de la București, să facă ordine la PNL. PNL-ul va veni și nu va lăsa așa, pentru că eu am văzut cei la București, oamenii știu încotro ne îndreptăm și ce facem. Lucrurile, cred că până la sfârșitul săptămânii viitoare, până plecăm la meeting-ul din 27, se vor rezolva.